Ghid cultural pe timp de război. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Din studioul postului de Radio Ucraina Internațional vă salută autoarea emisiunii Carolina Jitaru. Am decis să dedicăm emisiunea de astăzi Zilei Internaționale a Copilului, o sărbătoare adorabilă dedicată tuturor copiilor lumii. În multe țări, sărbătoarea este celebrată pe 20 noiembrie, fiind ziua în care a fost adoptată Declarația Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului. Însă în Ucraina, România și multe alte țări, Ziua Copilului este sărbătorită pe 1 iunie, fiind o ocazie de a celebra copiii, miracolul nașterii și al purității, precum și dreptul acestora de a fi protejați, anume protejați, susținuți și adorați, pentru că acești mici îngerași au nevoie de gingășie, dragoste și bucuriile unei copilării fericite. Din păcate, în ultimii ani, în Ucraina copiii trăiesc în condiții tragice, fiind adeseori treziți nu de sărutul dulce al mamei, ci de sunetele înfiorătoare ale alarmelor aeriene și bombardamentelor rusești. Copiii din Ucraina, ca niciodată, au acum nevoie de protecție și susținere. Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, marcată pe 1 iunie în țara noastră, am inclus în programul de astăzi două povești de viață, avându-i ca protagoniști pe doi copilași din Ucraina. Daria Crețu, o adevărată vedetă în miniatură din Bucovina, și Kiril Morozov, un băiețel refugiat din orașul Harkiv, care și-a găsit adăpost temporar într-o localitate românească din regiunea Cernăuți, unde și-a descoperit talentul de a cânta în limba română. Către Ziua Internațională a Copilului la Cernăuți au fost organizate mai multe evenimente frumoase pentru copiii cu necesități deosebite, între care vom menționa Festivalul Cultural Artistic Inclusiv pentru Copii din Ucraina, Minunata Noastră Lumea Soarelui, supranumit și Festivalul Egalității și Bunătății. Inima acestui eveniment este Lidia Anțiperova, care a invitat-o în calitate de prezentatoare a festivalului pe micuța crăsneancă Daria Crețu, o fetiță foarte talentată de etnie română, care, deși învață la o școală ucraineană, vorbește foarte frumos limba mamei. Mai mult decât atât, cântă românește și este deținătoarea multor premii naționale și internaționale în Ucraina, România, Republica Moldova și alte țări. Arta depășește barierele. Toți copiii sunt egali, toți sunt talentați. Acesta este genericul sărbătorii Egalității și Bunătății, Festivalul Cultural Artistic Inclusiv pentru Copiii din Ucraina, Lumea Noastră Minunată a Soarelui. Evenimentul a fost moderat de protagonista emisiunii de astăzi. Cine este ea? Mă numesc Daria Crețu, am 11 ani și sunt născută în satul Crasna. Sunt elev în clasa 6-a la gimnaziul numărul 14 și totodată studiez pianul în anul 5 la școala numărul 1 din Cernăuți. Studiile mi le fac în limba ucraineană, iar paralel învăț limba și literatura română cu doamna Elena Petri. În timpul liber îmi place să cânt, să citesc și să mă joc. Una din pasiunile mele sunt călătoriile. Iubesc marea, munții, mâncarea tradițională gătită la foc, mămăliga, fragi cu smântână, colțunași cu vișine, peștele și altele. De obicei, sărbătorile le petrec împreună cu mama la bunei, unde mâncăm cea mai gustoasă mâncare pregătită de bunica. Bunicii îmi fac toate poftele mele. Până acum am participat la diferite concursuri naționale și internaționale, unde am obținut premii diferite. Am peste 100 de diplome. Când eram mai mică le număram, dar acum nu le mai număr. De la mențiuni, locul 3, 2, 1, trofee. Am câteva trofee la pian, la muzica ușoară și populară. Mă bucur foarte mult când obțin un premiu, dar cel mai important lucru este experiența și participarea.
Vom menționa că Daria Crețu participă activ la majoritatea evenimentelor organizate de comunitatea românească din regiunea Cernăuți. În decembrie 2023, de Ziua Națională a României, ea a primit diploma de onoare a Consulatului General al României la Cernăuți pentru merite deosebite în promovarea culturii românești din Bucovina. Totodată, micuța artistă este adeseori invitată la evenimentele populației majoritare ucrainene de regiune, inclusiv de interpreți renumiți în toată țara, precum sunt artiștii poporului din Ucraina, Oxana Savciuc și Ivan Cavațiuc, legendarul duet Pâsănca. Daria Crețu a menționat: da, am cântat la concerte de binefacere în susținerea forțelor armatei ucrainene și nu odată. Cânt de fiecare dată când sunt invitată într-un concert caritabil. Deja de câțiva ani sunt invitată să cânt în concertele renumiților artiști ai poporului, Oxana Savciuc și Ivan Cavațiuc, în Filarmonica din Cernăuți, cărora le sunt foarte recunoscătoare. Duminică, 19 mai, am interpretat piesa Jocului Badea Cocârță din repertoriul îndrăgitei artiste Angelica Flutur, iar la final am primit aplauzele meritate. Aplauzele și florile primite mereu sunt cea mai mare recompensă pentru un interpret, deși mai am foarte mult de lucru pentru acest titlu. Săptămâna trecută am avut parte încă de o experiență nouă. Am fost prezentatoare alături de Marina Schintei în cadrul Festivalului Copiilor cu Dizabilități. Toți copiii sunt egali, toți talentați, organizat de doamna Lidia Anțiperova. Curând voi mai prezenta încă două concursuri de poezie, Cuvântul Viselor. Așa acumulez experiență. Vom sublinia că pentru prima oară concursul micilor declamatori, Slovomrii, Cuvântul Viselor, s-a desfășurat la Cernăuți în 2019. Primii participanți au fost 25 de copii cu diverse dizabilități, cu nevoi educaționale speciale din Cernăuți și din regiune. Iar anul acesta, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, 60 de copii din regiunea Cernăuți și mai multe orașe din Ucraina au recitat versuri în cadrul concursului panucrainean al micilor declamatori Cuvântul Viselor 2024. Prezentatoarea acestui concurs, Daria Crețu, s-a referit și la alte pagini din activitatea sa fructuoasă pe tărâmul culturii din nordul Bucovinei. Participă activ la viața culturală a comunității românești din Cernăuți, la sărbătorile tradiționale, Crăciun, Paște, Ziua Bucovinei, Ziua României. De fiecare dată cânt muzică populară, ușoară, colinde, pricesne, urături și recit poezii. Port în suflet dragostea pentru tradiție și port popular. Am fost aleasă să joc rolul Casandra, prietena din copilărie a lui Mihai Eminescu, din filmul Eminescu și Cernăuții, produs de Dumitru Prohuș și regizat de Mihai Grosu. A fost o experiență foarte frumoasă și de neuitat. Datorită acestui rol, am avut mai multe evoluări în Casa Poporului de la București, unde am cunoscut oameni extraordinari, precum domnul Mihai Costin și mai mulți artiști români. În afară de țara în care m-am născut, Ucraina, am cântat în România, Republica Moldova, Bulgaria și cred cu siguranță că voi mai cânta și în alte țări. Cu multă dragoste și grijă, pașii acestei vedete bucovinene, în miniatură, sunt călăuziți de îngerul ei păzitor pe pământ, de cea care i-a dat viață și pentru care Daria este sensul vieții. Hristos a înviat. Mă numesc Daniela Ignat și sunt mama Dariei. Toți copiii se nasc cu un anumit potențial sau talent care va fi sau nu descoperit. Fiecare copil este unic și special în felul său. Atunci când ai un copil talentat, evident că părinții depun eforturi suplimentare pentru a-și susține copilul, pentru a dezvolta talentul, deoarece talentul fără muncă, disciplină, perseverență, șlefuire nu strălucește. Țin cont și de faptul că un lucru, dacă nu este făcut cu plăcere, degeaba investim
în el timp, energie și bani. Trebuie să le permitem copiilor să-și descopere vocația și din această cauză o încurajez mereu pe Daria să țină la visurile ei și să muncească pentru a-și atinge scopul propus. Ca părinte, evident că îmi doresc un viitor strălucit și plin de oportunități pentru ea. Cred cu certitudine că cel mai important este investiția în educație pentru a-i construi copilului un viitor cât mai bun, deoarece îi oferă abilități, cunoștințe și oportunități care îi vor ghida drumul în viață. Îmi doresc pentru Daria să-i binecuvinteze bunul Dumnezeu viața, să nu-și uite rădăcinile, locul de unde a plecat, să aibă cei 7 ani de acasă oriunde se va afla, să știe că credința în Dumnezeu o va ajuta în momentele de răscruce ale vieții și să aibă încredere în ea și că nu există, nu se poate, iar omul sfințește locul. Fiecare copil din lume visează la ceva, iar Daria Crețu nu este o excepție. La momentul actual visez să fie pace în țară și în lume. Mi-aduc aminte, când eram în clasa a doua, profesoara mi-a dat pentru temă de acasă să răspund la întrebarea dată. Atunci am răspuns că îmi doresc să devin medic, jurnalist și cântăreață. Până voi crește mare, mai am timp să mă gândesc, dar cu siguranță voi alege profesia care îmi va place cel mai mult. Acum muncesc pentru visele mele. Vă urez tuturor sănătate, pace și să munciți pentru visele voastre. În continuare, vă propunem spre audiție o piesă din repertoriul protagonistei emisiunii noastre, Daria Crețu. Piesa se numește Bătuta Dariei. Pe versurile mamei sale Daniela Ignat, muzica aparținând lui Corneliu Panaite din Chișinău. Ghid cultural pe timp de război. Emisiunea noastră continuă cu povestea lui Kiril Morozov din Harkiv, care și-a găsit adăpost temporar în comunitatea Mahala din regiunea Cernăuți, împreună cu familia care a fugit din calea războiului. La prima vedere ar părea că este o istorie obișnuită. Acum, când Ucraina se confruntă cu o agresiune groaznică din partea Federației Ruse. Dar totuși, am considerat că este o poveste de viață deosebită pe fondalul miilor de refugiați și strămutați interni în toată țara. Or, Kiril nu numai locuiește cu părinții și fratele mai mic într-o localitate românească, dar s-a încadrat activ în viața comunității din Mahala. Studiază vioara, cântă în cadrul ansamblului de copii urmașii lui Ștefan, recită versuri și împreună cu mama sa Victoria îi învață pe copilașii români din Mahala să picteze, inaugurând un cerc de pictură la clubul din Mahala Ostrița. Am rugat-o pe mama protagonistului emisiunii noastre să ne împărtășească din trăirile sale din ultimii 2 ani. Victoria Morozova a relevat. Situația în Harkiv a pogiršovalася з кожним днем, була напружена і в підвалі з двома дітьми проживати було неможливо. Після того, як ми евакуювалися із Харкова, ситуація в Харкові се înrăutățea zi de zi, fiind foarte încordată. Astfel a devenit imposibil să mai trăim în subsolul blocului cu 2 copii mici. După ce ne-am evacuat din Harkiv cu trenul spre Lviv, văzând ce aglomerat a devenit orașul leilor, am decis să plecăm la Cernăuți, unde aveam niște cunoștințe de etnie română la Mahala.
Pe când soțul meu a rămas în Bucovina să caute un loc de trai pentru noi, eu am plecat cu feciorașii în Italia, unde ne-am aflat timp de jumătate de an, spune Victoria Morozova. Потім ми повернулися і можемо зараз з упевненістю сказати, що на батьківщині все ж таки краще. Зараз ми мріємо про мир і хочемо, можливо, повернутися додому або вже... Ne-am întors apoi în țară și putem afirma cu siguranță că în patrie ne simțim mult mai bine. Acum visăm la pace. Sinceră să fiu, avem o dilemă. Nu suntem siguri dacă după război ne vom întoarce la Baștină, în Harkiv. Nu excludem că vom rămâne în Bucovina, pentru că ne simțim foarte bine aici. Kiril va pleca la 1 septembrie la școală și a făcut mulți prieteni, eu predau desenul la clubul din Ostrița Mahala, aici sunt și medicii care se ocupă de feciorul mai mic. Ori din cauza bombardamentelor și stării psihologice grave, el a încetat să mănânce și să comunice cu semenii. Evacuându-ne în Bucovina, am aflat că e un fel de autism, provocat de război. Dar în acești 2 ani am obținut rezultate pozitive în ceea ce privește tratamentul lui și acum fiul mai mic umblă la grădinița românească din Mahala, a mărturisit Victoria Morozova. Ținem să menționăm că la Mahala, această familie din Harkiv, alături de alți circa 1500 de refugiați, sosiți din regiunile cele mai afectate de război, au fost primiți cu brațele deschise. Kiril Morozov și familia lui chiar se declară fericiți într-un fel, pentru că au reușit nu numai să-și găsească o casă, dar și să se încadreze în viața culturală a comunității românești. Toate acestea se datorează doamnei Elena Nandriș, șefa secției cultura a Comunității Teritoriale Unite Mahala, care a menționat. 1 iunie, ziua copilului. Eu aș zice ziua copiilor, pentru că noi, care suntem mai în vârstă, totuși ne străduim pentru ei, pentru fericirea lor, pentru că nu este pe lume mai scump decât copiii noștri care îi avem, care cresc în ochii noștri și ar trebui ca să avem noi grijă de ei. Copilărie fericită, cu flori, cu cântece, cu dansuri, cu bucurie, cu veselie, cu jocuri de copii. Dar sărmanii au alarmă și lecții online aproape folos deloc pentru copii, rămân stresați și obosiți și cu frică în spate, cum l-am văzut noi pe Kiril, care a venit la noi la căminul cultural Ostrița Mahala și aici și a găsit câteva ore pe săptămână de bucurie, pentru că ne stăruim să le dăm cântece vesele, cântece, da, într-adevăr, de bucurie. Noi mai mult vorbim despre pace, pentru că în momentul de față, cel mai scump cuvânt este, într-adevăr, pace. Până acum nu știam ce înseamnă, iar abia acum am înțeles că cel mai dulce și cel mai sfânt cuvânt este pace, să fie pace sub soare, la noi în țară și în toată lumea. Pentru asta trebuie de trăit, ca să vedem soarele, lumina, porumbei zburând și pace, zâmbetul copiilor în fiecare zi. În acești 2 ani de refugiu, familia Morozov s-a bucurat și se bucură de sprijinul românilor cu suflet mare din nordul Bucovinei, dar și de peste hotare. Numeroase delegații din România, care au vizitat comuna Mahala, au adus ajutoare umanitare pentru refugiați. Iar de Ziua Națională a României, în decembrie 2023, Kiril Morozov și familia lui au primit diploma de onoare a Consulatului General al României la Cernăuți și o tabletă, de care băiețelul avea mare nevoie, ori continua să învețe online la școala din Harkiv. Totodată, știind ce înseamnă să pierzi totul, acest băiețel participă la acțiuni de binefacere în susținerea altor copii nevoiași din regiunea Cernăuți. Recent, la o acțiune caritabilă organizată de copiii din Probotești și Societatea Doamnele Române, Kiril Morozov din Harkiv și-a donat picturile pentru a ajuta o fetiță orfană de mamă din Ținutul Herța. Președintele Societății Doamnele Române, Maria Toaca Andrieș, a ținut să menționeze. Prima zi de vară ne vine cu sărbătoarea copilului, dar copiii pentru noi sunt o eternă sărbătoare în fiecare zi, pentru părinți, pentru bunici, dar pentru țară, pentru societate. Copiii pentru noi sunt
fericire, e lumină, e sărbătoare, dar totodată e și grijă și durere uneori când copilului e greu, când vedem lacrimi în ochii copiilor. Astăzi, Carolina, ai vorbit cu un băiețel din Mahala, el de cum spune că trăiește în Mahala, deși nu mai cântă în limba română, de vorbit vorbește doar câteva cuvinte, dar sperăm să pregătește, după cum am auzit, că se pregătește de școală, se pregătește să învețe în limba română. Vedeți cum ajută Dumnezeu pe unii oameni, pentru că la Mahala a nimerit într-un mediu unde oamenii cunosc și simt durerea. La Mahala, la început, au fost cei mai mulți refugiați. Cât au fost deportați în Siberia, atâți refugiați au primit comuna Mahala. Acest băiețel, revin la acest copil, m-a impresionat cum s-a integrat în mijlocul copiilor din Mahala. Găsește limba comună și anume prin cântic. Vedem totuși cultura, cânticul, arta ne unește. Am ascultat poezia care e scrisă de mama lui, împreună au compus-o. La ce visează acest copil? La ce visează toți copiii și copiii noștri care poate într-o situație mai bună aici la noi, pentru că sunt în casa lor, n-au părăsit casele. El visează la pace, visează la o copilărie fericită, la un cer senin și așa și a învățat, cât de ușor a învățat acest cântec, va fi o zi mai bună. Și nu mai acest copil, mai sunt copii aici. În Boian am văzut un copilaj de ziua mărțișorului. M-a impresionat copilul care a cântat ocolind în limba română, ocolind atât de lungă că nici nu știu dacă copiii noștri, unii poate nu, cu greu ar fi cântat o asemenea colindă în limba română. Vedem că au ajuns oameni și au rămas pentru că au fost mai mulți refugiați, dar au plecat, au căutat, poate l-au găsit locuri mai bune, au plecat prin străinătăți, dar aici au rămas oameni cu suflet apropiat de sufletul nostru. Nu pot să spun că acest copil, deși vorbește în altă limbă, se deosebește de copiii de Mahala, cum am văzut cântă împreună cu urmașii lui Ștefan. Avem și noi, doamnele române, societatea noastră, copii pe care îi protejăm, am în vedere care îi ajută. Am avut aici o sărbătoare caritabilă datorită tot unor copii minunați din Probotești, la o margine de țară, dar prin mijlocul inimilor noastre, copiii de la gimnaziu din Probotești, îndrumați de doamna profesor Tatiana Tunaru. De Doamne, să împlinească visul lui Kiril, să ajungă la casa lui de unde a venit aici și tot ce cântă el în cânticile românești pe care le știe și în poeziile în limba ucraineană pe care le scrie mama lui să se împlinească. L-am întrebat pe Kiril Morozov dacă îi place la Mahala. Я з міста Харків. Зараз проживаю з родиною в селі Магала. Займаюсь півом. Sunt din orașul Kharkiv. Împreună cu familia locuiesc acum în satul Mahala. Studiez muzica la clubul din Ostrița Mahala împreună cu doamna Elena Nandriș. Îmi place foarte mult să cânt în cor. Cânt și în limba română, desenez, fac lecții particulare de limba română și mă pregătesc de școală. De la 1 septembrie vreau să încep învățământul la școala românească din Mahala. Mene e druzii v hore, ina scripke. Мені подобається, ну, я хочу повернутися в Харків додому. Am mulți prieteni în corul de copii. Îmi place aici, dar vreau să mă întorc în Harkiv, acasă. După cum spuneam, împreună cu urmașii lui Ștefan din Mahala, Kiril Morozov cântă românește la diverse manifestări, recită versuri în limba maternă ucraineană și visează la pace. Ce? Senin și vocea unui copil, îți vor aduce primăvara suflet și un alt destin. Cerul senin și vocea unui copil, îți vor aduce primăvara suflet și un alt destin. Poezia cu care vom încheia ediția de astăzi a emisiunii Ghid cultural pe timp de război, realizată de Carolina Jitaru și Valentina Robu, a fost scrisă de Kiril Morozov împreună cu mama sa, Victoria. Este o scurtă poveste a unui copilaș refugiat, care nu dorește altceva decât pace țării în care s-a născut, Ucraina. Я Марію. Я Марію, прогарне дитинство.
проузмі шкі за вікном, а поки триває це злодійство, тривога лунає гром, моє дитинство проминає рік за роком. Я мрію про свято, де всі мої друзі бігають і граються, як завжди. В великій країні моїй батьки сіні панує мир, щастя навкруги.